La 69 de ani a fost scos din locuință de oamenii legii și a primit interdicție de a se mai apropia de casă și de nevastă pe care a agresat-o. Polițiștii au fost alertați de nepoata de 11 ani a bătrânilor care locuiesc în comuna Văgiulești după ce bunicul a devenit violent și a lovit-o pe bunică. Pensionarul agresiv a fost evacuat și s-a interzis ca pe o perioadă de 5 zile să se mai apropie de locuință și de nevastă. Polițiștii au omis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat de 69 de ani din comuna Văgiulești care ar fi fi exercitat acte de violență asupra soției sale pe fondul consumului de alcool. Bărbatului a fost interzis să se apropie la mai puțin de 200 de metri de locuința comună și de persoana vătămată. Violența în familie este încă un fenomen care ridică probleme, mai ales în mediul rural, acolo unde victimele nu știu că pot solicita sprijinul autorităților.